Bună ziua! Aș dori să vă prezint parcul meu de distracții. Se numește Wonderland. Intrăm în parcul de distracții și suntem întâmpinați de o alee galbenă, iar pe stânga avem un mesaj. Bun venit în Wonderland! Suntem onorați că ați ales să ne vizitați parcul nostru de distracții. Vă dorim multă distracție și multe amintiri fabuloase. Aveți grijă! Bun. Parcul acesta de distracții este unul seminatural. Este o combinație între natural și futurist. Prin urmare, o prima atracție a parcului o găsim aici, pe dreapta. Mergem pe alea galbenă și ajungem aici. Turnul Elytra. Jump from as high as your bravery will take you. Prin urmare, suntem invitați aici să sărim cu Elytra din acest tur. Bineînțeles, urmăm această cale cu săgeți și vom ajunge sus. Follow the arrow path and then your instinct. Good luck. Mergând în spate, ne întâlnim cu trei beaconuri care reprezintă trei moduri: easy, medium sau hard și cu culori cromatice asociate. Apoi, dacă dăm click pe butonul, să zicem că vrem hard, dăm click pe hard și suntem teleportați la cel mai înalt nivel al turnului. De aici se poate vedea integral parcul. Avem o cameră foto pe care o putem lua și utiliza. Putem să facem niște poze. Apoi, avem acest portofoliu, și zicem că vreți să facem o poză parcului. În cazul în care cădem, nu e nicio problemă. Data viitoare ar fi bine să avem Elytra. Avem o poțiune aici, în cazul care ne trebuie, și niște reguli. If you can read this, you truly have a bliss. You are pretty courageous and quite adventurous. Enjoy the ride or fall. Enjoy it all. Bun. Iar în cufăr, bineînțeles, găsim Elytra. Ar fi foarte bine să o echipăm și să pornim la drum. Cu aceste litere putem vizita întregul parc de jur împrejur și putem să vedem tot ceea ce există în parc. Putem trece dincolo de copaci. E o adevărată aventură. Bineînțeles, este cel mai dificil mod pentru că am pornit de cât s-a putut de sus. În regulă. Acela e un depozit. Mergând înapoi, ajungem din nou pe alea principală, care ne conduce unde? Să o luăm, de pildă, spre stânga. Ajungem aici, la o zonă de camping, unde avem un coș de gunoi, pentru că, deși este un parc futurist, este bine să avem grijă de natură. În mijloc avem un foc de tabără, apoi niște scaune sau niște bușteni. Iar aici sunt alți bușteni care pot fi luați și puși pe foc. Zona este înconjurată de copaci, se poate petrece o după-amiază superbă. Să facem, de exemplu, o poză. Super. În continuare avem o regiune în care putem trage parcul. Sunt trei niveluri de dificultate și se trage din această zonă delimitată de cele două linii orizontale. Prima zonă este cea pentru copii, ținta este destul de aproape. A doua zonă este cea intermediară, iar a treia zonă deja este cea pentru adulți. Luăm dintr-un hopper un crossbow, să zicem, și niște săgeți. Și putem să lansăm o săgeată, să vedem cât de bună țintă avem. Avem țintă foarte bună, s-a lansat un artificiu. La fel se întâmplă pentru toate trei, bineînțeles, nu trebuie să depășim linia albă. Și se tot lansează pe artificiu. În ordine, după ce am terminat, punem înapoi crossbow pentru că alții să poată veni să folosească din nou acest parc de distracție. Bun. Atracția principală, cea mai interesantă din tot parcul, este acest roller coaster. Avem aici un NPC care ne întreabă: dorești să faci o excursie? Da, te rog. Și primești un tichet. Biletul este reprezentat de această bucată de ametist pe care aruncăm în hopper. Odată ce aruncăm, ajungem aici sus. Avem o manetă în cazul în care vrem să mergem înapoi, jos. Dar noi nu dorim acest lucru, ci dorim să facem o plimbare. În ordine. Pentru aceasta luăm de aici un card. Și pornim la drum.
Roller coasterul este unul plin de aventură. Avem ceea ce ar fi o buclă. Și respectiv un hopper, doar făcut din elementele componente. Prin urmare, este făcut din blocuri de fier. Astfel putem vedea de la diferite înălțimi întregul parc. Apoi, mergem în continuare. Putem admira de-a lungul aleii. Și intrăm într-un tur. Pentru cei cu o privire atentă, vor vedea că există o misiune secretă în acest tur, dar trebuie să te oprești cu acest kart exact la momentul potrivit. Acolo este un loc unde trebuie să aterizeze navele spațiale. Dacă va veni vreo navă spațială sau un avion, are acolo loc de aterizare mai sus sau mai jos. Iar la final, acest roller coaster se încheie într-un mod foarte inedit și absolut deloc periculos, în sensul că mergem în continuare și ajungem de unde am pornit, doar că ajungem astfel. Ajungem exact de unde s-a plecat. Dorim să mergem înapoi, punem cardul înapoi, frumos, apăsăm pe manetă și am revenit jos. În ordine, să continuăm să explorăm. Acest roller coaster este făcut din fibre de fier, prin urmare este foarte rezistent, are nevoie doar de această bară subțire pentru a se menține în aer. Dacă dorim să luăm o pauză, ne-am putea așeza aici. Ok. În continuare, mergem și ajungem la zona acvatică a parcului. Parcul este, după cum am spus, unul natural, așa că avem zonă de explorare. Aici intrăm într-un acvariu și putem să privim apa și respectiv peștii. Avem corali puși pe sticlă și jos este lumină pentru a putea vedea mai bine peștii. Apoi sunt băncuțe pentru a ne uita la pești și aparent un zombie. De ce există un zombie? Pentru că aceștia apar în apă. Zombiul este intenționat pus, este atracția principală a acestei regiuni. Este un specimen inedit, chiar unic în acest parc, așa că el își va avea locul acolo. Dacă dorim și mai multă experiență acvatică, putem să urcăm pe aceste scări și să ajungem să sărim direct în piscină. Este o piscină mare, avem și băuturi pe margine. Putem să ne uităm, de exemplu, la cei care sar pe litra, dacă suntem suficient de curajoși să privim. Și putem să notăm pe aici, chiar deasupra regiunii cu pești. Aceștia nu ne vor ataca, nici măcar acel zombi. În ordine. Ieșind din zona acvatică, ajungem la această alee misterioasă, care ne duce la niște acvarii propriu-zise, în care nu se poate intra pentru că sunt niște specimene atât de rare și atât de prețioase, încât interacțiunea cu omul le-ar cauza dispariția, dar putem să le admirăm frumos de departe. Sunt o grămadă de corali albaștri și pești exotici. În partea aceasta, iarăși avem corali și dacă suntem norocoși, putem vedea, poate, și niște delfini. Ei se mai ascund de regulă pentru că au emoții. În ordine. Acesta a fost în mare parcul, dar v-am spus despre o oarecare aventură în turn și nu am dezvoltat. Dacă ajungem în turn și reușim să... Dacă ajungem în turn și reușim să sărim cu Cannon Cartul la momentul oportun, ne putem opri aici. Observăm că sunt niște scări, ne vom urca pe acestea și ajungem la acest personaj misterios. Numele lui este Mysterio. Hello and welcome to my tower. My name is Mysterio and that's the only certain aspect of this place. Go find the Nether Star and I shall reward you greatly. Alright. Și ne-a dat o bucată de cremă de magmă. În ordine. Dar de unde să găsesc eu un Nether Star? Asta e interesant. Ceea ce aș putea să fac este să vin din coace și să mă uit. Am folosit pentru acest proiect mai mult cod. Acesta a fost folosit atât în construcția proiectului, cât și în joc în sine. Există o oarecare parte de blocuri. Există și o oarecare parte de JavaScript. Și putem să rulăm codul. Nu, bine. Coborând aici, ajungem la un alt personaj misterios. Vai ce înfățișare!
Ce sunt întâmplat cu el? Misterio e probabil vrăjitor și l-a transformat în această bufniță. Văd că l-aș capturat aici pe loc. Boo-hoo, you know my name, but why you came, enlighten me, I ask of thee. Dacă spunem că am venit ca să ne distrăm, ne va da artificii, desigur. Super. Dar dacă îi spunem că am venit pentru mister, ne va spune că ne va da un amethyst shard. Ce ar trebui noi să facem cu acesta? Îl vom folosi așa cum l-am folosit dincolo pentru a ne da pe roller coaster. Ideea este că noi odată luăm un amestist, iar la a doua tură ar trebui să observăm ceva interesant. Prin urmare, acesta este parcul, mai are multe mistere ascunse, mai are mult de explorat, dar aceasta a fost prezentarea în mare a parcului meu. Vă mulțumesc pentru atenție, acesta a fost Wonderland. De Iaz Andrei, de la Colegiul Național Emanuel Gorjul.